Huawei Mate X3 a debutat în Europa pe 9 mai, o zi specială în istoria continentului. Aș zice că a fost aleasă intenționat data, acela fiind începutul coeziunii continentale pe fondul predării Germaniei în al doilea război mondial și al victoriei aliaților. Atunci s-au pus și bazele a ceea ce este UE azi, cu 80 de ani în urmă. Mate X3 a sosit la München, împreună cu Huawei P60 Pro și Huawei Watch 4. Am scos deja din cutie telefonul pliabil și primul lucru remarcat la el e faptul că e foarte ușor, compact și subțire, atât pentru diagonala sa, cât și față de rivalii cu format similar. De altfel, pe parcursul prezentării Huawei, compania l-a tot comparat cu Galaxy Z Fold 4, el ieșind favorabil din comparație ca dimensiuni. Avem și un atu aici în România. Pe lângă ceasul Huawei Watch primit cadou la precomandă, avem parte și de un preț mai bun. Oficial, în UE, telefonul se vinde la 2199 de euro. La noi este 9999 de lei, adică vreo 2020 de euro. Eu sunt Alex, voi urmăriți mobilissimo.ro și e momentul pentru recenzia lui Huawei Mate X3. Ca design, acesta este primul telefon pliabil care mi se pare comod în mod închis și oferă experiență tactilă și senzația unui telefon compact, nepliabil. Este foarte subțire pentru un telefon pliabil. Îmi aduc aminte de perioada când telefoanele depășeau chiar și 2 cm în grosime, iar trecerea sub 1 cm a fost senzație. Cu un astfel de design și tehnologie axată pe fiabilitate și comoditate, telefoanele pliabile reprezintă clar un reper pentru viitor. Modelele de tip flip ne-au dovedit încă de anul trecut ca un viitor asigurat, iar acum a venit și momentul celor de tip fold să demonstreze același lucru. Apreciez de asemenea trendul actual de a folosi piele vegană pe spatele telefoanelor, aceasta oferind o priză mai eficientă, un risc mai mic de alunecare, dar și un aspect mai elegant, premium, dispozitivelor. În cazul lui Mate X3 avem de face cu un telefon foarte confortabil de manevrat, protejat cu sticlă Kunlun pe ecranul extern și plastic pe cel intern. Certificarea IPX8 e binevenită pentru prima dată pe un telefon non-Samsung. Am vorbit mai devreme despre ecran. Ei bine, aici este capitolul la care excelează acest pliabil. Atul principal, evident, este ecranul care se pliază și o face în așa fel încât atunci când e deschis, cuta se vede doar dacă insiști să o vezi. Nu o vei observa dacă citești, lucrezi sau scrii ceva pe telefon. Nici tactil nu te va deranja, te vei obișnui cu ea, ba chiar îți va da o senzație de satisfacție trecând cu degetul peste ea. Știți precum clipurile acelea Oddly Satisfying to Watch. Ambele ecrane sunt foarte luminoase, ele oscilează în funcție de situație între 750 și 810 lux, aceasta fiind luminozitatea maximă măsurată de noi, chiar și atunci când am dezactivat modul auto. Nu avem probleme deci cu lizibilitatea la soare, fie că vorbim despre display-ul pliabil, fie că vorbim despre cel exterior, care este și el suficient de generos pentru un telefon din acest segment. Am numai cuvinte de laudă aici, inclusiv privind culorile și unghiurile de vizualizare. Lucrăm cu două panouri OLED cu refresh rate de 120 Hz și rezoluție puțin peste Full HD. Cel intern are 7,85 inci și cel extern 6,4 inci. În ceea ce privește partea de procesare, avem la dispoziție un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 pe terminal în versiunea 4G. Motivele le știm, nu le mai reluăm. Acesta lucrează în tandem cu GPU-ul Adreno 730, iar în ceea ce privește memoria, avem la dispoziție variante cu 256 GB de stocare și 12 GB de RAM, dar și 512 GB de stocare și 12 GB de RAM. Nu uităm de varianta care păstrează RAM-ul, dar sare la 1 TB de stocare. Tot acest ansamblu propulsează performanța în AnTuTu 9 până pe poziția 12-a în topul nostru, întrecând chiar și apreciatul Honor Magic 5 Pro. Suntem și peste Huawei P60 Pro și ne aflăm imediat sub Motorola Edge 30 Ultra. În aproape toate benchmark-urile, telefonul se învârte în jurul locului 10-15, deci putere există. În asfalt nou am atins 34,4 grade Celsius, ceea ce nu e rău, dar în benchmark-uri am avut o ușoară supraîncălzire, dar și throttling. Ei bine, throttling-ul a apărut după 12 minute de forjare intensă. Ce este de fapt acest throttling? Este ca un fel de timeout pentru procesor după muncă grea, ajutându-l să nu se încălzească prea tare și economisind baterie. Astfel se protejează telefonul, dar în același timp performanța scade cu 25-30% în cazul de față. Cu cât răcirea este mai eficientă, cu atât throttling-ul apare mai târziu sau deloc. E foarte greu să răcești un telefon de 5 mm grosime. Ca baterie,
Ce m-a frapat la Huawei Mate X3 este că avem și încărcare wireless și asta în special pentru că telefonul este atât de subțire. Acest lucru vine însă cu un sacrificiu, mă refer la partea de autonomie. Am atins o perioadă de funcționare cu ecranul deschis de 9 ore, ceea ce evident nu reprezintă o performanță foarte bună. Măcar la binging te poți bucura de 14 ore și jumătate pe ecranul mare, pe măsurate. În ce privește partea de încărcare, bateria a ajuns la 100% în doar 44 de minute, iar într-un sfert de oră avem deja 45%. Per total, este un mic sacrificiu, dar dacă ne gândim bine, contează extrem de mult formatul, iar autonomia telefonului de 9 ore cu ecran deschis și folosit la aproximativ 200 de lux, nivel la care realizăm noi testele de obicei, nu e de neglijat. Puteți însă folosi telefonul și închis, caz în care autonomia crește considerabil, cu 4 ore chiar. Cuvântul potrivit cred că este rezonabil aici. E pe același palier cu Galaxy Z Fold 3, dar sub Galaxy Z Fold 4. Partea acustică mi s-a părut un pic mai slabă în comparație cu cea de pe Huawei P60 Pro, care a avut o acustică foarte bună. Cu toate acestea, audiția nu poate fi numită rea, iar obturarea difuzoarelor cu degetele, când ecranul este deschis, este practic imposibilă. Poate că puterea volumului și basul ar fi putut fi ajustate mai bine, dar totuși în altele se aud foarte clar. Putem experimenta asta pe YouTube cu clipul nostru de test. Jack audio evident nu avem aici, fiind vorba de un telefon high-end și de un telefon foarte subțire. În ceea ce privește conectivitatea și vitezele atinse în rețeaua 4G și cea Wi-Fi, acestea sunt evident relative și depind de mulți factori, dar în acest caz particular ne-au mulțumit. Astfel, am atins aproape 280 de MB pe secundă la download 4G și peste 760 de MB pe secundă în cazul Wi-Fi. În vreme ce upload-ul a fost satisfăcător, mai ales în cazul conexiunii Wi-Fi, acolo unde acul Speedtest s-a oprit la 820 de MB pe secundă. Avem și Smart Remote pentru transmițătorul infraroșu, dar și NFC pentru plățile contactless prin soluția Curve Pay, la care îți poți asocia cardurile bancare. Lipsa 5G poate fi însă un factor decisiv pentru unii. Mai bifăm de asemenea GPS Dual Band și port USB-C 3.1 cu DisplayPort 1.2 și OTG. Discutăm acum despre software, despre sistemul de operare și interfață și avem aici un Emotion UI 13.1 bazat pe Android 12. Diferența față de versiunea de pe Huawei P60 Pro, pe care l-am testat recent de altfel, este că aici avem optimizare pentru ecranul pliabil, iar sinergia dintre ecranul extern și cel pliabil, în momentele în care schimb modul de vizualizare, funcționează perfect. Spre exemplu, clipurile YouTube comută fără probleme între ecranul extern și cel deschis în mod full screen. Am menționat intenționat aplicația YouTube aici, deoarece, în ciuda faptului că oficial aplicațiile Google nu pot rula pe telefoanele Huawei, mulțumită soluției GBox, ele pot fi totuși instalate. În plus, te poți autentifica cu contul Google în ele. De altfel, când descarci YouTube sau orice altă aplicație Google din App Gallery, prima etapă este instalarea GBox, care se face automat. Autentificarea se realizează o singură dată, iar după asta, toate aplicațiile Google vor fi conectate în același cont, la fel ca pe alte telefoane. Tot ce trebuie să ții minte este să nu ștergi GBox de pe telefon. Cât despre Emotion UI 13, acesta înseamnă widget-uri stacked, foldere smart redimensionabile și pentru că avem un format așa generos, multitasking-ul este cheia, prin split screen și acel sidebar care declanșează ferestre plutitoare. Există și always on display, personalizabil, evident. Pe partea de securitate avem cititorul de amprente lateral care face o treabă bună, dar și setările privacy. Centrul de notificări și control center sunt declanșate ca la Xiaomi și ca la iOS, separat prin swipe-uri de sus în jos. Am folosit gesturi swipe pentru back, home și recents, iar în setări am găsit super device pentru interconectare cu dispozitive Huawei. Avem o mulțime de aplicații third party utile precum Netflix, Disney Plus, dar și unele bancare precum NeoBT sau Raiffeisen, ori Pago pentru plăți online de servicii și nici aplicațiile de productivitate nu lipsesc. Mă refer aici la Google Drive sau Slack. Iată și un folder special creat pentru voi cu aplicațiile de care ați putea fi interesați din App Gallery. Să vorbim acum despre camere,
Pe partea foto avem două camere de 8 megapixel selfie, una decupată în ecranul intern și una în cel extern. Filmează în 4K. Cea principală este una triplă, cu senzor de 50 de megapixel cu stabilizare optică, telemetru laser și deschidere f1.8. Apoi avem o cameră periscop telefoto de 12 megapixel cu zoom optic 5x și o cameră de 13 megapixel ultra-wide cu autofocus pentru macro. Propune și blitz LED și filmare 4K la 60 de cadre pe secundă. Fotografiile realizate pe timp de zi mi se par arătoase. Avem fotografii spectaculoase cu podul din parcul Drumul Taberei, unde putem observa cât de fin se îmbină structura construită de om cu cerul și ce culori savuroase ne oferă cadrele. Trecând printre copacii din parc, putem observa și dynamic range-ul mare pe care ni-l oferă telefonul și HDR-ul care compensează bine joaca luminii cu umbra, redând plăcut cadrele. Am putut fotografia chiar și cu soarele în față, printre crengile de salcie, și avem un rezultat neașteptat de bun. Contrar modelului P60 Pro, la acest telefon pliabil nu întâlnim diferențe de nuanțe între fotografiile wide și cele ultra-wide, ceea ce este un plus pentru Mate X3. Este puțin dezamăgitor că zoom-ul nu se comportă atât de bine. Până la 5x, imaginile sunt în regulă, exemplificat prin fotografiile cu bărcuțele în formă de lebădă de pe lac. Însă recomandăm prudență în utilizarea zoom-ului peste acest prag. Problemele devin evidente în special la fotografia cu porumbelul care strânge crengi pentru cuib. Culorile, în general, sunt redate corect, inclusiv verdele primăvăratic, care i-ar fi putut da de furcă. Vedem și un roșu satisfăcător la acea mașină și la motocicletă, dar și la frunzele din copac, care de altfel compun o imagine plăcută cu cerul din fundal. Selfie-urile fac și ele onoare telefonului. Sunt clare, au suficiente detalii și un fundal care nu este ars sau deformat. În esență, ce trebuie reținut legat de ele e că selfie-urile sunt de calitate, potrivite unui telefon de nivel superior. Capturile macro arată și ele foarte bine. Excelent chiar, nu degeaba am făcut 10 de fotografii de genul. Trecând printre flori, obținem în final o vedere de ansamblu asupra puterii telefonului în ceea ce privește culoarea. Cred că este inutil să mai comentez această parte. Fotografiile vorbesc de la sine. Trebuie să recunosc că fotografia de zi m-a lăsat cu adevărat impresionat. Poate doar cadrele ultra-wide sunt de o calitate mai slabă. Iată un slideshow cu cele mai reușite și interesante fotografii. Captura foto în condiții de lumină slabă este bună și în ciuda faptului că m-a surprins o ploaie torențială, am reușit să fac câteva fotografii relevante. Ceea ce am observat este că avem culori plăcute și corecte și seara, dovadă că avem de-a face cu un telefon de top. Din nefericire, stropii de ploaie au obturat obiectivul la unele fotografii, rezultând în imagini pătate. Chiar și așa, la farmacia Catena putem observa clar LED-urile logo-ului. De remarcat că principala diferență între fotografia cu modul de noapte și cea obișnuită este că acea fotografie nocturnă este mai luminoasă și pare mai colorată. Pe de altă parte, în condiții de lumină slabă, modul ultra-wide a început să tușească serios, aducând halouri mari, zgomot și zone mov. Per total, impresia este că telefonul se descurcă bine și în condiții de lumină slabă, cu mici amendamente. La filmări aș spune că avem o captură selfie bunicică, cu o față bine iluminată și detalii gârlă, inclusiv în fundal. Puncte bonus pentru microfoane, chiar și pe vânt. Filmările sunt ciudățele, în sensul bun. Nu știu cum, dar au un anumit atribut cinematic. E de parcă filmăm o peliculă. Stabilizarea este și ea inedită, adică simt ceva hurducături, dar nu tremură imaginea. Avem și câteva clipuri care cred că sunt filmate cu ultra-wide-ul, deoarece detaliile sunt slabe la arborii de sub pod și unghiul este foarte larg. Zoom-ul se face destul de lin și rezultatul este satisfăcător până pe la 3x, apoi începe un flicker de culori. Focalizarea e de asemenea de apreciat la acel test cu frunzele și fundalul. Filmarea nocturnă s-a făcut dificil, printre picături, și totuși e destul de clară și satisfăcătoare la culori, chiar dacă puțin portocalie. Nici stabilizarea nu e rea.
Atenție totuși la diferențele cromatice între nivelurile de zoom. Huawei Mate X3 are aceste plusuri. E foarte subțire și confortabil de manevrat, excelent construit și are ecrane luminoase și plăcut colorate. Avem parte și de certificare IP, încărcare rapidă și chiar încărcare wireless. Autonomia este bună cu ecranul închis sau la playback video. Camera livrează și pare a o face peste rivali, mai ales prin senzorul principal, dar și prin captura nocturnă și cea selfie. Camera de zoom e peste rivalii pliabili, dar sub flagship-urile cu ștaif. Aș menționa și performanța și multitasking-ul eficient ca bile albe. Iar ca neajunsuri îi găsim acustica, Emotion UI 13.1 fără prea multe noutăți față de predecesor, culorile intense și saturate de la filmări, throttling la utilizarea intensă îndelungată. Regret și că nu putem folosi camera principală drept cameră selfie cu ajutorul ecranului extern. Nu putem ignora lipsa de 5G, slotul proprietar Nano Memory și autonomia modestă la utilizarea continuă în cazul ecranului interior de 7,85 inch. Putem recomanda acest telefon pliabil cuiva ultra familiarizat cu Emotion UI și Huawei și cuiva care pune accent mai mare pe format și confort decât pe specificații pure și software. Ar putea fi cel mai bun pliabil la cameră și cel mai manevrabil la o diagonală apropiată de 8 inch. Formatul e ce trebuie și dacă telefonul nu ajunge hit, măcar va fi șablon pentru viitoare hituri. Dacă vrei un pliabil pe care să nu-l scapi și o cameră solidă pe un telefon de acest tip, Mate X3 poate fi o idee bună, dar doar dacă ai dare de mână. Pe curând!